Managerul spitalului din Botoșan a fost plasat în arest la domiciliu pentru următoarele 30 de zile. Monica Adăscăliței a fost reținută după ce a fost acuzată de luare de mită și trafic de influență. Aceasta primea mită între 5.000 și 10.000 de lei în schimbul angajării sau transferului unor persoane în spitalul pe care îl conduce spun procurorii. Dosarul angajărilor a început încă de anul trecut când polițiștii au descins la 10 de locuințe și instituții din județ, vizate de anchetă au fost uh, și uh, sediul Spitalului Județean și locuința șefei Consiliului Județean, Botoș.